Poți să vii un pic mai coace. Asta e cel mai bun târnăcop din joc. Mersi, pup. A, nu! Bine, mai cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți. Astăzi am plătit o fată 100 de euro să se joace Minecraft cu mine. L-am întrebat pe Rodby dacă are o fată pe Instagram cu care aș putea să mă joc Minecraft. S-a gândit puțin și a livrat. I-am zis să-i dea el mesaj, să-i spună despre ce este vorba și să-i dea Discord-ul meu. M-a adăugat pe Discord și are poză cu Obama e-girl. Asta este discuția mea cu ea. Am întrebat-o dacă i-a zis Rodby despre ce este vorba. Mi-a confirmat că da. Am întrebat-o dacă are Minecraft-ul. A zis că parcă avea cont, dar n-a mai jucat de foarte mult timp pentru că nu îi place. Și am zis, mamă, trebuie să scot armamentul greu. I-am zis că dacă joacă cu mine cam 30-40 de minute Minecraft, o plătesc 100 de euro. Și reacția a fost, what? Așa mult? Și mi-am dat seama că trebuia să-i zic un pic mai puțin. Probabil like 20 de euro funcționa, dar am fost prost. Am întrebat-o dacă se bagă, a zis sigur, dar vezi că nu am microfon deocamdată că mi s-a stricat. Și am zis că nu e problemă, dar pentru ăia 100 de euro ar face bine să-și cumpere un microfon, băieți. Trebuie să intre din moment în moment, oameni buni, dar până intră, nu uitați să apăsați butonul de like. Hai să strângem foarte multe like-uri la acest episod și dacă strângem 7000 de like-uri, poate o mai plătim să se joace cu noi. A zis că intră în câteva minute și efectiv au trecut multe minute, nu știu ce Dumnezeule mare se întâmplă. Oh, a intrat! Ce cauți mă acolo pe casă, mă? Bună, Bianca! Oh, mamă, deja în prima secundă ai luat damage, Bianca, păreri? Ți-a luat o secundă. Ce Dumnezeu ai căutat pe casă? Nu înțeleg. Bă, ce e aici la sat? Ce are satul ăsta? E sat de la de săteni normali care nu stau la bloc și au curte și câini și pisici și chestii. Mi-ai zis că o să fie vile scumpe și frumoase. Ok, probabil s-o fi mințit legat de... Oh my god, stai mă că... Mamă, dacă îți dau și eu acum două să strici că violență domestică, ce-mi dai aici? Semințe, mamă, nu-mi zic că ești genul de fată care sparge semințe la meciul de fotbal, că nu, nu o să funcționeze. Eu mă joc doar cu fete cu minți care nu sparg semințe. Ai zis că ai jucat Minecraft. Cât ai jucat Minecraft? 10 minute, că după m-am plictisit. Mamă, păi te-ai plictisit de Minecraft în 10 minute, nu pot să cred. Uite, asta de aici e mâncarea, porcul ăsta, îl vezi? Ăsta e... Mamă, mă, dar nu, mă, nu așa, mă, trebuie muls. Vrei să mulg eu porcul? Poți să mulgi porcii pe Minecraft. Da, cu găleata și ai lapte de porc și poți să mănânci laptele de porc cu mămăligă, nu știai? În 10 minute n-ai învățat asta pe Minecraft, pe bune? Bianca, ce Dumnezeule mare facem? Hai că n-ai tu treabă. Deci n-ai tu treabă, lasă că o să mă ocup eu. Deci dacă vrei să ne jucăm împreună, îl leg și îl pun la foc mic. Mărciu, ai hate pink în descriere, oameni buni, cumpărați-l sau mănânc tricoul ăsta. La foc mic! Mamă, vrei să-l torturezi? Nu prea-mi place, Bianca. Trebuie să sufere cât mai puțin. Trebuie să-l pui la cel mai mare foc. Efectiv să se carbonizeze din prima. Hai încoace că-ți arăt eu unde găsim mâncare. Deci eu nu înțeleg. Tu ai jucat 10... Mă, nu te mai arunca, mă, mamă, că... O să murim amândoi de foame dacă te mai arunci. Senzații tari românești. Doamne, iartă-mă. Vine, mă, Bianca. Uite, vezi, astea dacilea sunt căpițe de fân, da? Și luăm fânul. Știi melodia aia cu vân, fân, vân, fân, 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 fân. E mai veche, nu știu dacă o știi, că e de pe vremea când eram eu tânăr, iar eu sunt destul de bătrân. Câți ani îmi dai? Zi repede. Așa, după vocea asta de mascul gigacead plin de mușchi. Nu, nu, am mult mai puțin de atât. Cu mult chiar. Am 20 de ani. Aproape 20. Începe cu 2, ok? Nu e... Se termină cu... nu e chiar 20. Ai Instagram? Da, nu... am, dar nu folosesc. Rodby e cu Instagram-ul, că de asta a trebuit să apelez la el ca să-mi dea să vorbesc cu tine, că eu nu folosesc. Bun. Îți place pâinea? Ce fel de pâine îți place? Că avem un singur timp de pâine și mă, tu lasă-mă că nu-ți dau Instagram-ul și nu mă interesează. Te-am plătit 100 de euro să te joci Minecraft cu mine, ok? Nu să devii iubita mea, nici să nu văd. Vino cu ace, Bianca, că... uite, vino cu ace, că am găsit pâine, uite. Zi, îți place pâinea asta? Este cea mai simplă pâine și e un... Bă, le fură pe... Mă, le-a furat pe toate, nu pot să cred. Dă-le... Păi și... Ok, împarte și cu mine, dă și mie o pâine. Mi-a dat două. Foarte bine, mamă, bă, ce fată darnică ești, bă. Uite, pentru că mi-ai dat și mie o pâine, vină încoace, că o să-ți arăt o schemă. Că sunt o finuță, ești finuță și talentată. A, de unde numele ăsta, mă, de Bianca Talentata 05? Explică-mi. Dar, stai că n-am un crafting table. Mă ocup eu de crafting table. Ce facem, uite așa. Bă, dar e șmecher rău locul în care ne-am spunat. Avem sat, avem junglă lângă, am talente multe și m-am născut în 2005.
5. Mama are fix 18 ani. S-a terminat, băieții mei, s-a terminat. Bun, vino cu ace, că am făcut, cum îi zice, am făcut un crafting table. Vino cu ace, ai făcut crafting table când te-ai jucat? De ce au ăștia nasul așa mare? Am auzit o chestie despre ăștia cu nasul mare. Dar nu știu, nu știu să zic acum. Bun, vino cu ace. Uite, pentru că mi-ai dat două pâini în loc de una, uite, îți dau și eu înapoi 8 ca să nu mor de foame. Bun, în alea 10 minute ai apucat să-ți faci ceva în afară de mâncare? Că văd că nu te-ai apucat încă să spargi copaci. Deci cred că n-ai apucat să spargi copaci, să-ți faci. Ai făcut o casă? O casă, sunt bună la case. Mamă, inginer constructor ce ești tu. Și ce fel de casă ai făcut? Avea ferestre? Avea ferestre, sper că nu poți să faci casă fără ferestre, că nu se vede afară din ea. Bun, stai că facem schema din giuleș crângaș, uite așa. Da, normal, deci avea și ferestre. Hai, dacă avea și ferestre de sticlă, deja tăiau pe șantier cu mine, de ce să te mint? Tu ești cocalar de lanț de aur la... Am lanț... Au... Oh. Chiar am un lanț de aur la gât. Nu, ăsta e lanț dat de bunica mea răposată care a murit. Și are valoare sentimentală și nu e cumpărat de la obor. Nu, ăla nu se sparge cu mâna, îți trebuie, uite, îți dau ție târnăcopul meu. Ăla e târnăcopul meu și vreau să-l iei și gen să... Ce aruncam aici? Hârtie, de ce ai hârtie? Nu ne trebuie hârtie. Pe jocul ăsta hârtia e gunoi, cu hârtia faci cărți și citești. Iar tu nu citești, nu-i așa? Hai zi, dacă și citești, deja s-a terminat treaba, ești talentată la tot ce se poate. Mama, acum am observat ce am făcut, le-am stricat ăstura casa. De ce a dispărut geamul? Că l-ai spart cu târnăcopul. Bă, lasă-mă covorul pe jos. Ai furat covorul personal. Mamă, s-a terminat. Fă-mi și mie târnăcop mai șmecher. Ai, 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 fă și ție târnăcop mai șmecher. Uite-mă, ia târnăcop mai șmecher. Ăsta e ăla mai șmecher. Ăsta e cel mai bun târnăcop din joc. Mersi, pup. A, nu! unde e? Bianca, ce e aia? E unul cu mușchii mai mici un pic decât ai mei, că dacă mă încordez acum la cameră, fii atentă cum funcționează. Ăla nu dai în el, ăla este protectorul ăstora cu nasul mare, sătenii ăștia, da? Dacă îi dai una sau te vede că ataci villagerii, vine și îți dă două bucăți, mai ceva ca smardoiul de Cristian Bute, așa parcă îl chema, nu? Mi-a furat târnăcopul. Bă, da, mă, bă. Fii atentă că atunci când mori, ăsta îți fură itemele. Acum nu mai ai ce să faci, trebuie să o iei de la capătul. Ți-a furat itemele. Ai, nu știu, te descurci. Eu cred că... Mamă, bă, vino repede. Avem o problemă. E de ăla de umblă cu umblă cu pe sub mână? Nu știu ce înseamnă asta. Ești cumva din Berceni, de folosești expresii de-astea, nu știu ce înseamnă cu umblă cu pe sub mână. Ce se explică, Bianca, nu înțeleg ce înseamnă. Umblă cu pe sub mână. Se fură. Păi asta zic, că se fură. Vezi că ți-am dat aia. Hai că ți mai dau ceva. Ți mai dau, uite. Ți-am mai făcut încă un târnăcop. Bă, nu se pa așa. Ți-am zis că pe clip nu poți să zici chestii nasoale și nu poți să sapi în formă de belenger. Ok, nu funcționează așa. Am furat un pat. Așa, și cred că îl furăm pe al doilea. I-am de la roz ca părul meu. Ce roz? Târnăcop? Nu există târnăcoape roz. Există pat. Vrei pat roz? Ok, deci lasă-mă să înțeleg. Eu ți-am făcut un pat galben, unul pentru XD, unul pentru mine, unul pentru tine și vrei de la roz? Doar... Ia uite că ne-au furat paturile, ce părere ai? Bă, lasă-l câte... Mamă, s-a terminat și trei duc cu el, ești nebun. Unde e patul? Pune-i patul înapoi. Așa. Deci vrei să dormi în ăsta? Așa că nu aveam chef să mă duc să-ți fac roz de un pat roz, dar dacă vrei un pat roz... Atât s-a putut, exact. Vrei pat roz, mă? Hai încoace, că facem roz de pat roz. Deci prima dată ca să-ți facem roz de pat roz. Mă, dar de ce fac eu totul pentru tine, mă? Băi, ești putoare ordinară, ești nebun, ia. Fă rost de încă două bucăți de lână albă de acolo de sus. Mă pui să mă bat cu lopata. Păi nu trebuie să te bați, trebuie să... Aia e aia galbenă, ia-o pe aia albă. Mamă, mă, cred că e daltonistă Bianca, băieții mei. Asta e, nu, asta e light grey. Bă, tu l-ai văzut că venea pe la spate și nu mi-ai zis nimic? Nu pot să cred. A dat cu bomba. Am ajuns pe cât să joci și Counter. Ce altceva mai joci? Hai, zi-mi ce altceva mai joci, că sunt chiar curios. Trebuie culoare albă și nu prea avem cu... Valorant? Ok, care e eroul tău preferat din Valorant? Caracterul. Hai la Valorant. Mamă, bă...
Nu am Valorant și nu mă joc, nu mă joc Valorant. Ne trebuie culoare albă. Ne trebuie... A! Și ești smardoaie de berceni. Ajutor! Suntem doar tu și cu mine pe lumea asta. Mă bate! Cui cere ajutorul? Mamă, stai că acum văd. Bă, lasă-mă oaia. Mă, ce e cu oaia de iepuraș? Bă, ce mișto e. Bă, eu n-am mai văzut așa ceva. Deci așa ceva n-am mai văzut. Are încălțări, are șoșonii cu iepuraș, dude. Sunt atât de cute. Cum, Dumnezeu? Sunt papuși din iepure. De păraț. Nu sunt. Se vede de la o poștă că... A? Ui, ia stai așa. Poți să vii un pic mai coace? Să-mi va piciora. Vezi că-ți put picioarele. Oh, shit. Să stop. Put pentru că ei sunt iepuri adevărați morți și put. I-am spălat cu per wall. Nu, că dacă hrănești cu astea, dau lapte. Mă, ce caută porcul ăla acolo sus? Bă, ce se întâmplă? Ăsta zboară? Mamă, știi chestia aia că gen o să simt sentimente pentru tine când ori zbura porcii? Bă, eu tot caut un os să fac culoare albă de ceva. Uite găini. Bă, lasă-o în pace! Ce vrei de la ea? Ce vrei de la ea că-ți da... Mamă, lasă... Lasă pisica că dau cu sabia. Lasă pisica. Ce vrei de la pisică? Explică. Vreau pisica. Păi și îi dai două la ureche? Că fuge și mai tare și nu te mai place. Ia-mi pisică. Ca să facem rost de pisică, ne trebuie pește. Ca să o îmblânzim cu pește. Asta e backrooms. Nu pot să cred că știe de backrooms. Poți să vii aici și să bați scheletul ăsta? E un schelet. Avem și în berceni backrooms. Deci locuiești în berceni. Mamă, clasic rugby. Numai fete de genul știe rugby din berceni. Bun. Gata, îți facem patul roz. Mamă, și-am găsit și fier. Doamne, că mare ție împărăția cerurilor. Ți-am zis că eu știu să cânt muzică de biserică? De ce e ecranul negru? Că mama și tatăl lui au fost negri și de asta e și el negru. Așa funcționează. Am făcut lumină. Ce-ai făcut, mă, tu? Mă, tu de unde știu să faci torța aia? Mă, tu mă trolezi, ai mai jucat înainte, n-ai jucat numai 10 minute. Ai știu să faci torță și să și pui ireal așa ceva. Da, mă, că acum au cartea asta nenoroci. Da, mi-a zis la ceva rețetă. M-am învățat rugby să fac parkour când am ieșit în centru vechi. Ieși cu rugby în centru vechi. Doamne, nu pot să cred așa ceva. Nu, ăsta e covor. Nu, aruncă-l și pe ăla. Ne trebuie cubul întreg de... uită-l, mă. Bă, vezi că dacă mă arunci în aia jos de tot, mor. N-ai vrea să mor, nu-i așa? O care mă chinui să-ți fac colivă gratis. Hai că colivă, ești nebun. Ia uite, ce părere ai de patul ăsta? E bun sau nu e bun? E mama, asta vreau să văd. Bun, ia-l și nu îl pierde. Este primul și singurul pat pe care ți-l fac. Acum hai să ieșim afară de aici, că am venit aici numai pentru patul tău. Sunt simpi care îmi cumpără skin-uri pe Valorant. Despre asta vorbeam. Știam eu, zi dacă nu e așa. Bianco, zi dacă toți băieții care joacă Valorant joacă numai ca să combine fete. Mie așa mi se pare. Vezi să nu stai foarte pe margine, că s-ar putea să cazi și... Ai căzut-o pe... Eu le zic să-mi fac un sandwich. Ce faci, mă? Mamă, lasă porcul ăla. Omoară-l, bine, omoară-l. Ne-a înjurat de mamă. De asta trebuie să-l omori. Ăla nu ne-a înjurat de mamă, te rog. Măcar dai cu sabia asta, curță-i viața repede. Vezi, așa că trebuie să-i înfingi bine. Și dacă dai tic-tic... Bă! Mamă, stai așa că nu e bine, că n-am viață. Fine, după bine. Bă, nu e corect, ai și un schelete care e împotriva mea. Am să-ți dau ceva, n-am încredere. Nu vezi că vine scheletul ăla să mă bată? Bă, nu pot să cred că mi-ai dat încă. Stai așa, nu. Și când iau alea, mă apropii și mă bați, a? S-a terminat, băieții mei. Mă, ce Dumnezeu e linia aia de acolo, mă? Mama, mi-ai luat și porcul. Chiar ți-ai bătut joc. Uite, ia-ți înapoi itemele astea, că astea erau ale tale, da? M-ai împins de pe stâncă. Mă, tu nu înțelegi că aluneci. Deci pe jocul ăsta, dacă ești fix la margine, aluneci. Fii atentă, ia-ți, cum îi zice, ia-ți cocobinurile. Lasă-mă ăla, mamă. Ia-ți de aici. Uite, știi ce? Îți dau chiar toate chestiile de... le-am luat de la tine. Da, ce trebuie tu să faci este să faci o casă. Seamănă cu... Seamănă altceva.
E un stâlp de lemn. Asta e o groapă, nu e o casă. Iau materiale. Iei materiale pentru casă. Ce părere ai de numele meu? L-am ales singură. Nu, sunt destul de sigur că părinții tăi te-au numit Bianca. Acum, bine, talentata cred că nu au. Așa te cheamă în buletin, mă? Bianca Talentata? Nu voi să fie numele tău de familie. Poate. În viața asta de câine te naști singur și mori singur. Am un ou. L-ai spart. O sabie ca să poți să bați monștri mai bine. Două săbii o să fac. Fă-mi și mie de mâncare că eu nu știu. Ok, bun, fii atentă. Ia grâul ăsta și pui de la stânga la dreapta, în trei locuri. Și faci, așa faci pâine. Mă, ai cartea aia, mă, de ce să-ți mai zic, mă? Ai cartea aia, tu te selectează pâinea, o faci instant, gata, aici, ce mai contează? Asta vreau să văd. Bă, hai, ai tot ce-ți trebuie, uite, îți mai dau eu, uite, ia asta, asta și uite, îți dau tot lemnul ăsta. Hai, fă o casă. Fii atentă cum o să funcționeze, deci... O să iau eu ăsta înapoi, da? Fii atent. Locul de casă, locul nostru de casă o să fie fix aici. Când mă întorc, ar face bine casa să fie 100% gata și să-i pui cuptorul în ea, că altfel nu e casă fără cuptor. Și patul meu galben să-l pui și pe ăla tău roz. Fac aici cea mai șmecheră casă pe care a văzut-o Berlinul. I mean, sunt case frumoase în Berlin, de ce să mint, da. Bianca, ca idee, am găsit pepeni. Nu știu dacă ai mâncat pepeni până acum în viața asta. Sunt ăia verzi care înăuntru sunt roșii. Și cred că gen descrierea asta ar trebui să fie destul de evidentă că sunt pepeni. Nu sunt sigur că am mâncat galbeni. Păi ăia nu sunt pepeni, ăia sunt lubenițe. Nu, lubenița e asta. Ăia galbeni sunt, vai de steaua lor, ești nebun, actually, sunt destul de buni și aia. E gata, cum să fie, mă, gata? Cum să fie? Refuz să cred că e gata. Ce casă ai făcut tu? E gata în două secunde? Bă, sincer? Am văzut mai oribil în viața asta, uite, un ou. Ți-am spart un ou de cap, e modernă, e cea mai Bă, stai, mamă. E cea mai modernă casă pe care am văzut-o în viața mea. De ce să te mint, Bianco? Pune-i și acoperiș, că vine noaptea și furtuna. Dar ușă nu-i pui. E cu vedere la cer. E casă cu vedere la cer. Da, este într-adevăr casă cu vedere la cer. Cum de nu m-am gândit la asta? Bun, păi uite, îți dau pepenii ăștia. Și bă, casa asta este frumoasă, da? Dar fii atentă că data viitoare, dacă oamenii apasă butonul de like și ne mai jucăm, o să vreau să faci casa asta foarte șmecheră și o să fac și eu o casă șmecheră și vedem a cui casă este mai șmecheră, da? Și nu uitați să apăsați butonașul de like, oameni buni, și poate îi mai dăm 100 de euro lui Bianca să se joace cu noi Minecraft, că dacă acceptă s-ar putea să mă ducă la sapă de lemn. Ok, Bianca, dați like, exact. O să ne revedem pe data viitoare. Da, gen, dă-mi un punct.